Începând cu luna mai, asistenții personali din Chișinău care au fost demiși și cei care au rămas fără o parte din salariu vor fi reangajați de guvern în cadrul unui nou serviciu. Este vorba despre serviciul de asistență personală care va activa pe lângă Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Despre asta a anunțat ministrul Alexei Buzu. În replică, primăria a declarat că guvernul cauzează probleme grave în Chișinău, după care face politică și declară că le rezolvă. Ministrul Muncii și Protecției Sociale Alexei Buzu a anunțat despre crearea serviciului într-o declarație pentru presă, la care a menționat că decizia este o soluție la criza creată prin demiterea unora dintre asistenții personali. Constatăm că primarul Ceban a demis aproximativ 650 de asistenți personali și, într-un mod abuziv, a redus norma de salarizare, deci a redus propriu-zis salariul pentru 550 de asistenți personal din municipiul Chișinău. Deci vorbim de aproximativ 1200 de asistenți personali pentru care drepturile de bază au fost încălcate într-un mod brutal. Ministrul a mai declarat că de luna mai aceștia vor fi angajați în cadrul noii structuri. Totuși, Buzu spune că încă nu au fost identificate resurse pentru plata salariilor, dar cel mai probabil banii vor fi luați din fondul de intervenție. Ar fi vorba despre 177 milioane de lei, mai spune ministrul. Totodată, el a adăugat că va acționa în instanță toate ordinele și deciziile municipalității cu privire la acest subiect. Vom insista să mergem în instanța de judecată și ne vom adresa la toate instanțele competente să clarifice acest lucru, pentru că ceea ce a făcut primarul Ceban este un precedent extrem de periculos și injust față de cele mai vulnerabile persoane. Primăria vrea să distrugă acest serviciu. Deci urmează să fie sacrificați încă 1000 de asistenți personali din municipiul Chișinău. Anterior, salariile asistenților sociali erau achitate din Fondul de Susținere a Populației, creat din taxa aeroportuară de 4,5 dolari, sponsorizări și alte încasări. Odată cu anularea taxei aeroportuare, fondul a falimentat, iar guvernul s-a pomenit cu o criză de bani destinate aceste categorii de angajați. În raioanele Republicii Moldova, unde guvernul a preluat mandatul de gestiune a serviciilor sociale, a identificat resurse suplimentare pentru a finanța acest serviciu, pentru că în fond nu erau acumulări. Și în municipiul Chișinău, acest lucru trebuia să se întâmple, că similar trebuia să facă și municipalitatea. De cealaltă parte, primăria Chișinău susține că guvernul a creat probleme grave la Chișinău, după care face politică și declară că rezolvă aceste probleme, inclusiv este situația asistenților personali când au tăiat finanțarea pentru acești angajați anume din municipiul Chișinău. De acest lucru și-a dat seama și asistenții personali, care erau manipulați că primăria ar fi vinovată, iar când au înțeles că a fost jocul politic al guvernării, oamenii le cer socoteală, iar ei chipurile rezolvă problema dând indicații tot primăriei Chișinău și tot din bugetul municipal. Este de datoria guvernului să asigure toți cetățenii țării în mod egal, se spune în comunicatul emis de primăria Chișinău. Amintim că în ianuarie primăria capitalei a disponibilizat 190 de asistenți personali, iar salariile a peste 2000 au fost reduse la jumătate. Asta după ce guvernul a decis că municipiul Chișinău și Găgăuzia să nu fie incluse în reforma sistemului de asistență socială Restart, care prevede că munca acestor persoane este plătită din bugetul de stat. Și asta pentru că bugetele celor două regiuni ar fi suficiente pentru plata salariilor respectivelor angajați. Primăria Capitalei, la rândul său, a declarat că nu are banii necesari pentru că executivul ar fi tăiat din bugetul municipiului. Ministerul Finanțelor a precizat însă că bugetul de stat pe anul 2024, din contra, s-a majorat.